Doamnelor și domnilor, bună ziua și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Dincolo de Succes. Sunt Ioana Jeleru, nouă poveste de viață care o să vă, cu siguranță o să vă placă și pe care o să vă împărtășească invitatul meu de astăzi. Un artist am ales să vină astăzi în fața dumneavoastră, clujan, pe care cu siguranță toți îl cunoașteți, Aurel Tămaș, și o să aflăm în această emisiune povestea domniei sale de viață. Aurel Tămaș s-a născut în data de 16 aprilie 1961 în localitatea Borșa, județul Cluj. A debutat ca interpret de muzică populară în anul 1994. În prezent este unul dintre cei mai cunoscuți interpreți de muzică populară din România. Este căsătorit și are un copil. Domnule Tămaș, vă mulțumesc mult că ați acceptat invitația și că ați acceptat să fiți alături de mine și telespectatori, să ne împărtășiți din povestea dumneavoastră de viață atât cât ne permiteți dumneavoastră. Foarte multă lume vă cunoaște, vă vede pe scenă, la emisiuni, însă poate puțin știu de unde ați pornit dumneavoastră, care este ascensiunea dumneavoastră până în acest moment și povestea dumneavoastră de viață. Repet, atât cât ne permiteți dumneavoastră. Doamnă, eu la femei le permit, că n-am ce face. Bine ați venit toată și să vă admir gestul că ați venit să mă întrebați despre viața mea. Eu nu știu, nu cred că ar fi momentul să vorbesc despre viața mea acum. Aș dori să vorbesc despre viața mea la 99,99 de ani, atunci, cam atunci. Aș vrea să vorbesc înapoi. Mi-aș dori să ne întâlnim și atunci. Da, să dea Dumnezeu. Și ultimul să cânte tot Tămaș, înțeleg, nu Popa. Acum, ca să devenim la, să revenim la subiect, cred că să vorbesc acum despre viața mea, aș putea spune că îți mulțumit ce mi s-a întâmplat până la jumătate. Sper ca și următoarea jumătate care urmează să fie tot atât de mulțumitoare, atât pentru mine și pentru cei din jurul meu. Ca să spun, normal, cum mi-ai pus întrebarea, trebuie să încep cu începutul, de când m-am născut până acum. E foarte greu ca să-mi aduc aminte acum despre tot ce mi s-a întâmplat. Dar cel mai important lucru e că sunt sănătos, că am muncit foarte mult, că muncesc foarte mult, că mă bucur de viață, că mă bucur în fiecare dimineață când văd răsăritul soarelui și în fiecare seară când mă apropiu de a mă relaxa și a mă întinde în pat, îți mulțumit oarecum că am făcut câte ceva. Nu întotdeauna reușești să faci ceea ce ți-ai propus, dar sunt un tip care e consecvent, și optimist în același moment și mă lupt cu viața asta, cum vă luptați și voi cei din televiziune. Să dăm puțin timpul înapoi și sunt convins, eu o să vă ajut și dumneavoastră cu siguranță o să vă amintiți, pentru că mai bine ca și dumneavoastră nu știe nimeni acolo locul unde dumneavoastră v-ați născut și ați copilărit. Ce vă amintiți despre copilul Aurel Tămaș și locul copilăriei sale? Păi, copilul Aurel Tămaș era un copil crescut într-o familie de oameni muncitori, la care prima regulă era munca, respectul vis-a-vis de aproape, era sfârșitul de săptămână, respectiv duminica, mersul la biserică, dar îți bucuros oarecum că am fost educat în spiritul casei românești, casei tradiționale din Ardeal, anume să fii respectos, să dai bineață, cum se spune la noi, să saluți oamenii pe stradă, să nu faci rău, să încerci să gândești că ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Și oarecum sunt bucuros că am fost educat așa, pentru că, normal, cei 7 ani de acasă, cum se spune, până la urmă rămân și pun amprenta în ceea ce constă viața omului pe acest pământ. Eu atâta mi-amintesc lucruri extraordinar de frumoase care mi s-au întâmplat. Mi-amintesc că munceam foarte mult și atunci, dar mi-amintesc că primeam și răsplată după muncă. Și țin minte că ne puteam permite atunci să mergem în vacanță după ce munceam. Tata ne spunea, dacă trebuie ăsta ies bine, o să plecați în tabără sau trebuie de genul ăsta. Dar așteptam și seara să ne putem elibera oarecum de problemele zilnice, respectiv să ducem animalele în graj și să fugim pe trenul de fotbal să dăm câte o miuță. Mergeam și la sfârșit de săptămână să mai făcea baluri, discoteci și așa mai departe, așteptam să mergem și acolo, deci oarecum era foarte bine stabilit ce se întâmplă, și, dar în primul rând era munca, să știți. Era munca și
cred că acel sistem ar fi foarte bine gândit și actualizat și acum. Adică pe încercăm pe copii să-i cocoloșim de mici, să-i ferim să pună mâna să muncească, lasă că dacă am muncit eu să nu muncească el, lasă că dacă n-am avut eu, acum eu am strâns el să nu trebuiască să-ți bată în viață și așa mai departe și până la urmă vedem ce se întâmplă. Deci eu mi-aduc cu drag aminte de anii copilăriei de la Borșa, din Borșa Clujului. V-am spus și repet, și acum mă reîntorc acolo, nu m-am dezrădăcinat, ca să spun așa, chiar dacă m-am mutat în Cluj, aproape săptămânal, 2-3 zile pe săptămână încerc să le repatriez acolo. Mă duc acolo și am acolo și o mică fermă, mă duc la casa părintească, deci, care la noi există un blestem, blestemul pământului și tot încearcă românii să fie mai capitaliști ca și capitaliștii. Eu atâta vreau să le spun că foarte puțin sunt cei care se duc afară și se dezrădăcinează. Ei merg acolo afară, muncesc, trudesc, încearcă să acumulează mai mult decât poate ar putea acumula aici, dar vrând nevrând este o ardere internă care le face, la mulți le face foarte rău. E dorul de casă, dorul de ce le s-a întâmplat aici, chiar dacă de multe ori a fost greu, dar nu știu. Pare să că nu majoritatea pe care am întâlnit pe afară, pe acolo, tânjez la cum au petrecut copilăria aici, acasă, ce li s-a întâmplat, și aduc aminte cu drag, de sărbători și așa mai departe. E interesant ce se întâmplă. Dar cu școala cum v-ați împăcat? Cum era la școală? Nu aveam timp să... Nu eram un tocilar. Era și colegi de-a mei de școală la Borșa care erau tocilari, care toată ziua citeau, așa mai departe. Nu. Eram un tip foarte atent la ce se întâmpla în clasă. Cred că am fost un om perspicaț, așa, n-am fost un tip care să... Poate că am fost un pic și mai sensibil, că poate și de acolo a pornit treaba asta cu emisia, ceea ce constă muzica și așa mai departe. Dar am fost un copil de mijloc la școală. Deci acolo, în zona aia, 7-8, la purtare n-am avut note reale, niciodată n-am avut sub 10, că... Oarecum era frică, dar nu că era frică, așa am fost educați, să facem prostioare la școală ca să ne scadă notă la purtă. Dar, în schimb, mi-a plăcut școala. Ce ți-am minte că mi-a plăcut foarte mult și chiar mi-am amintesc cu drag, mi-a plăcut biologia și geografia și istoria. Astea îmi plăceau. Bun, și geometria, foarte curios. Geometria, dar din matematici geometria mi-a plăcut cel mai mult. Vedeți în spațiu, e un lucru foarte bun. Și ce ați urmat după ce ați terminat cele 8 clase? Care a fost drumul dumneavoastră pe care l-ați urmat după aceea? Ați ales Clujul, de ce ați făcut? De la Borșa? Dar nu-mi place cu dumneavoastră, cu domnul, cu ăstea. Eu am o vorbă, știți că suntem ardeleani, domnii la Gherla. Noi, muritorii și trugitorii, suntem aici, pe Tarla. Și acum așa, în cadrul acestei emisiuni... Tămaș sau Aureu sau cum vezi, nu-mi plac chestiile astea, maestre și trebuie... Haideți că încerc să mă conformez așa după cum doriți dumneavoastră, pentru că toți sunteți invitatul meu și o să încerc să vă fac pe plac. Alții așteaptă să li se spună întotdeauna fel de fel de, să li se pună înainte fel de fel de titulaturi, fel de fel de, nu știu ce, știu eu, alte nume și așa mai departe. Mie nu-mi place, eu sunt un om care înțeleg ce mi se întâmplă, trăiesc încerc să gândesc și încerc să realizez totuși că trăim într-o lume normală. Alți încearcă să fie încă prefăcuți, e treaba lor. Probabil sunt și reminiscențe dinainte de 89. Eu sunt post-decebrist în ale cântatului și chiar și în ale compusului în cântat. Eu întotdeauna am fost un om cu picioarele pe pământ și așa vreau să predau inventarul. Când o să judece șeful suprem de acolo? Ăștia tot ne amenință acum că vine sfârșitul lumii. Vreau să-i dezamăgesc. O singură, știu eu, divinitatea supremă știe când se va termina. Deci să nu încerce oarecum să tot amenințe lumea și... Să deci nu vă sperie, nu... Într-un caz, nu. Nici nu. Și să revenim un pic la zona rurală acolo. După ce am terminat cele 8 clasă, care pentru mine a fost oarecum de foarte mare substanță, v-am zis că n-am fost un tip care nu mi-a plăcut școala, dar nici n-am iubit-o atât de mult, că asta e, toți tinerii, cred că și toți copiii judecă în sensul ăsta. Dar după ce am terminat 8 clasă, am venit la Cluj. În 76 am venit la Cluj la liceu, am dat și examen, țin minte, după clasa 5 la școala de muzică în Cluj și am reușit, dar
Am venit în Cluj și am început să plâng, zic, mie duceți-mă acasă, îmi vedeam. Asta era, era o rupere de acolo, din zona rurală, să vii aici în urbanismul ăsta. Și nu mi-a plăcut și am plecat înapoi acasă. Și urma terminat clasa 8-a, cum am spus, am venit la liceul industrial Armătura, aici pe Moțelor, în Cluj. Am terminat liceul. Ei, aici, încet, încet, cum să spun, s-a cam schimbat macazul, pentru că m-am lovit de alte probleme, m-am lovit de altă lume. Am început pentru prima dată ca să lucrez în zona asta mai profesionistă în ceea ce constă muzica și am avut tangențe cu oameni care lucrau în, și care, cum să spun, se exprimau în zona muzicii, a poeziei, a cântului, a dansului și așa mai departe. Și aici am avut și prima profesoară, doamna doctor, profesoară de muzică. De aici am început, de fapt. La Borș am fost un fel de autodidact din ăsta, adică am învățat la un instrument să cânt fără să-mi arate nimeni și asta a fost. Dar când ați început dumneavoastră efectiv să cochetați cu muzica, să vă dați seama că vă place, să în momentul în care era o serbare la școală sau, mă rog, era un anumit eveniment în localitatea de unde dumneavoastră veniți, să fiți aplaudat, să fiți plăcut, să simțiți că aveți succes? Aplauzele a fost interesant. Am cântat o dată la acordeon la serbarea de sfârșit de an la Borșa. Și țin minte că am cântat o piesă prin Radu Mami Radulei, o piesă din partea de sud a țării. Și atunci am avut primele aplauze. Dar nu, interesant. De fapt, înainte de a începe să cânt la instrument, mergeam cu... Avea, la țară erau animale multe, aveam vite, aveam oi. Și ne trimitea, mai ales în vacanțe, câte o săptămână, două, ne mai rupea și ne trimitea cu oile. Păi, acum dacă mergea pe hotarul la Borș și pe acolo, te apuca așa un fel de... Deci era o singurătate asta foarte curioasă. Erai tu numai și animalele pe care le păstoreai acolo și trebuia să faci ceva. Te apucai și cântai. Eu, de exemplu, așa, țin minte că așa am început. Cu lumea, maică mea are 81 de ani și acum am dat seama că îi seamănă foarte mult pentru că și acum ea cântă, să vedeți cum face versuri, să vedeți cum vorbește în rime și așa mai departe, foarte curios. Și eu tot încercam să găsesc pe cineva oare de unde mi se trage treaba asta. Am auzit după aia că și bunica cânta foarte bine, bunica dinspre mamă. Ei, și asta era, cred că pornirile de acolo au fost. Era singurătatea interesantă când mergeai pe hotar și trebuie să faci ceva, cântai. Cred că face parte și din gena acestui neam. Cred că acest neam a cântat de când există. A cântat și de dor, a cântat și de tristețe, a cântat și de bucurie, a cântat și de bătălie, și de război, și de necaz, și de... Asta e un neam interesant și eu nu cred că greșesc, cred că e singura nație de pe pământul ăsta care are atâta diversitate și atâta frumusețe în exprimare în ceea ce constă cântul și dansul. Și nu greșesc, oriunde ați umbla în lumea asta, nu o să găsesc așa ceva. Nu o să găsesc, de exemplu, din un sat la altul, diferențe în ceea ce constă portul popular. Nu o să găsesc din ceea ce constă, diferențe în ceea ce constă inclusiv exprimarea în cânt și cum am spus-o. E foarte curios ce să... Și sunt o grămadă de mari experți din ăștia care despică firul în șasă, dar ei nu merg să încerce oarecum ca tot ce ni s-a întâmplat frumos în tradiție, în decursul la sute de ani, să actualizeze și să-l facă pe tânăr să înțeleagă. Ei vin și tot duc în zona arhaismului și ei trăiesc impresia că tânărul din ziua de astăzi o să se aplece spre arhaism. Nu! Tu trebuie să aduci arhaismul în zona tânărului din ziua de astăzi ca el să o înțeleagă și chiar să-i placă, să fie plăcută. Eu de-aia, inclusiv în exprimare acum, sunt mai libertin un pic, încerc să interacționez și cu cei tineri și cu cei mai în vârstă, nu sunt un tip static. Noi suntem spontani, suntem latini, înțelegi, nu știi, într-o secundă în secundă nu știi ce. Și când îi văd pe ăștia tăți care sunt dinainte de 89, că se urcă pe scenă și cântă parcă niște fier betoane implantate în mijlocul scenei și nu spun nimic, nu încearcă oarecum să fie mai simpatici sau să fie altfel, știi? Și ăia dinainte de 89, culmea, ne judecă pe noi pe ăștia, ca să spun așa, post-decembriști. E foarte curios. Bine, treaba asta cu lupta dintre generații probabil există, dar
ca să mă reîntorc. Am venit în Cluj în 76 și mi-am făcut prima orchestră. Am creat primul nucleu din ăsta, organizat oarecum. Și era Cenaclu Azur aici pe Moțelor, era Cenaclu în 75-76, în care eram acolo vreo 3.000 de elevi. În 3.000 de elevi era foarte bine stabilit tot ce se întâmpla. Era care regita foarte bine poezii, erau care scrieau poezii, erau trupe de dansatori, modern, dans popular, respectiv joc popular, instrumentiști. Deci era o efervescență din asta în zona culturii ceva extraordinar. Și cred că de acolo am început. De acolo probabil s-a stabilizat pasiunea mea vis-a-vis de cânt și vis-a-vis de creație, ca să spun așa. Eu sunt un cantautor, nimeni nu compune, nimeni nu... Am încercat, am strâns ideile, le-am aranjat și atât în zona muzicii ușoare cât și în zona muzicii populare eu mi-am rezolvat treburile, n-am avut un om care să mă ajute sau cineva să-mi culeagă sau... Am mai cules de pe și pe acolo unde mi-ai găsit. Și așa oricum s-a stabilizat ideea asta cantautor Aurel Tămaș. A fost greu, domnule Tămaș, să intrați, să pătrundeți în această lume a artiștilor? Care a fost intrarea dumneavoastră? Foarte greu. Și vă spun de ce. Am spus, există reticența asta a unor oameni pentru a accepta și altceva. Eu am venit cu altceva. Eu când am venit în prima dată, am lăsat primul album în 95-96, eu cântam de moarte, de murim ori pune în groapă, nu le vine să creadă. Atunci era muzica patriotică la modă, după anii 90, țineți minte. Cânta toată sala noastră în români, ridicați în picioare și bătea din pălmi. Asta era. Parcă noi nu știm că suntem români, trebuie neapărat să ne lăudăm sau să îi arătăm ungurului sau săcuiului sau sasului că noi de fapt suntem români. Ei știu că suntem români, cum și noi știm că ei sunt unguri. Nu? Deci era tema asta, muzicii patriotice, în urmă la niște necazuri care ni s-au întâmplat și pe care nu le-aș mai dori actual, în acest moment. Și am venit cu idei din astea care ți se întâmplă în fiecare zi, am venit cu idei mai libertine în exprimare, înțelegi? Nu încercam oarecum să fiu încadrat, pentru că înainte de 89 asta era, să știem, să dădea textul domnului cântăreț și aia trebuia să cânte, trebuia să slăvească. Și atunci, normal că a fost o replică la ceea ce încercam eu să fac și mulți s-au încercat să mă înlăture. Nu, eu i-am depășit, îmi pare rău, pentru ei fără să-i semnalizez. Asta a fost. No. Și m-am impus. De fapt, nu eu m-am impus ca om. Ceea ce am cântat s-a impus. A plăcut oamenilor și datorită lor ați mers mai departe? Datorită pieselor care încet, încet au fost fredonate și de cei tineri și de cei mai în vârstă, am apărut. Nu am avut ce face. Înțelegeți? Dacă vă spun că am avut surpriza plăcută în ghilimele să fiu scos la un telefon a unui om din România, care și actualmente în zona culturii, să fiu scos din pășirii la Cerbul de Aur. Dar n-a fost un om care să fiu îngenunchiat vis-a-vis de gesturi de genul ăsta. Într-un fel am înțeles și acum înțeleg. Pentru că asta a fost, era o invidie din asta care pentru mine era chiar de înțeles, pentru că îi vedeam că mă întâlneam cu ei, că mă privesc altfel, că înțelegeți. Mi-am mai luat și din piesă, le-au dus la București, le-au imprimat și așa mai departe. Deci au fost niște răutăți de genul ăsta. Dar este o vorbă, ce când cineva dă cu piatră în tine, tu dă cu pâine înapoi. Și cred că treaba asta oarecum m-a așezat, oamenii m-au înțeles. Sunt care li se pare interesant, încearcă să se apropie de mine, eu nu-i resping. Sunt care țin la mine, sunt care cântă ceea ce eu am compus și ceea ce cânt. Și una cu alta trăim într-o lume interesantă. Chiar plăcută, câteodată și neplăcută, dar asta e. Totuși, cine v-a spus la un moment dat, trebuie să te duci mai departe? Eu sunt convinsă că a fost cineva lângă dumneavoastră sau cineva care v-a sprijinit, măcar moral, să spună, ai talent, merită să încerci, merită să te duci mai departe. În primul rând, pentru că dacă țineți minte în 95-96, era o emisiune pe radio, la postul de public radio, la noi aici la Cluj, cu dedicații în care se termina piesa și nu se găta de citit dedicațiile. Oamenii au zis, dacă am văzut că place la oameni ceea ce fac, nu? Am recidivat, asta a fost. Dar am avut și oameni care oarecum, în momentul când m-am întâlnit cu ei,
m-am dus în zona media mai mult. E vorba de Florentina Satmari, care e absolventă de Gheorghe Dima, de conservator la Cluj, care s-a școlat la școala lui Marele Vornicu, care de fapt a făcut televiziunea publică în România. Și în prisma întâlnirii cu doamna Satmari am fost cunoscut oarecum și în ceea ce conține televiziune. Deci a fost cea care m-a dus la Cerbul de Aur și de acolo de fapt a început. Dar cam în zona aia acolo. Pe urmă, bine că am avut oameni în jurul meu care, mulți și în ziua de astăzi, sunt care mă critică și încerc oarecum să înțeleg. Eu nu sunt un tip de om care, dacă cineva spune, domnule, vezi că știi, treaba aia nu e bine că ai făcut-o sau în spectacol nu e bine că asta... Eu sunt foarte atent la, și la treaba asta, înțelegeți? Dar nici să iei întotdeauna... Nu consider că-s răutăți dacă cineva spune, vezi că nu e ok aia. Nu. Nu consider că o răutate. În ce să înțeleg, să văd totuși ce se întâmplă. Poate chiar are dreptate omul ăla, nu? Dar trebuie să-ți urmezi cursul și drumul, că altfel, dacă în continuu te oprești în detalii, nu se mai poți ocupa de țelul pe care l-ai. Asta e. Și atunci am fost un tip combativ întotdeauna și rămân un tip combativ. Mă duc înainte, n-am cum să schimb acazul acum că... Ați avut vreun model, domnule Tămaș, în momentul în care ați început să cântați sau dumneavoastră la un moment dat ați fredonat cu drag anumite melodii ale unor interpreți? Achim Nica era unul dintre doinitori și acum sărac, am înțeles că noi mai în vârstă, încă trăiește, să-i dea Dumnezeu sănătate, dar n-am încercat să copiez. Și asta le spun și acum celor care tot vin, mai vin la mine, mă întreabă, să-i ascult, să nu știu ce, da. Nu copiați. Nu copiați, chiar dacă în școală poate ați mai făcut-o. Nu copiați. În artă, în muzică, dacă ai copiat, nu. Niciodată un mare actor, dacă, de exemplu, are asemănări sau chiar e pruncul unui mare actor, nu cred că își face bine lui în carieră copiind ceea ce a făcut idolul sau modelul lui. Nu. Deci trebuie să fii tu. Și la mine sunt care încearcă să cânte Linioară ca Aurel Tămaș, să cânte ca Aurel, nicio problemă, eu mă bucur pentru ei, dar niciodată nu se poate fi Aurel Tămaș. Sunt care încearcă să limite pe Furduiancu și chiar au voce și ambitul din ăsta cum are Furduiancu, niciodată nu se fie Furduiancu, asta e. Eu am încercat oarecum ceea ce fac să-mi aparțină mie, înțelegi? N-am încercat să copiez așa, nu știu, cred că aș fi și păcat să... Acum, în momentul ăsta, să încerc să fiu altcineva. Nu, și nu-s fățarnic, nu mi-a plăcut să fiu fățarnic. La oamenii li se pare foarte, foarte curios. Eu nu o să încerc niciodată să vorbesc domnește. Nu, vreau să vorbesc ardeleanește. Sunt ardelean, chiar le place ăstora din presă, că nu mi-a schimbat. Mai ales cei din București. Da, bine, la București, da. Ei sunt mulți care zice, n-ai adus și dicționarul. Zic, nu, dar dacă doriți, hai dați în Ardeal și învățați. Cum au primit părinții dumneavoastră, cei dragi dumneavoastră, faptul că fiul lor, fratele, mă rog, verișorul sau din familia lor, a ajuns un mare artist cunoscut de toată lumea? Eu nu sunt un mare artist, hai să o lămurim din capul locului. Aurel Tămaș este cunoscut de foarte multă lume, bun. Un om care, în prisma faptului cum a plecat asupra cântatului, a exprimării în note muzicale și vers, am fost agreat de o masă mai mare de oameni. Asta sunt eu. Artist, neartist, maestru, nemaestru, nu știu. Deci sunt un om care trudesc în zona asta, am intrat în breaza asta și sunt bucuros că fac parte din breaza asta. Familia, cei din jurul meu, unii îmi dau lecții, alții se bucură, alții... Dar s-au obișnuit, trăiesc. Eu sunt un om normal. Aveți mai mulți prieteni acum ca și înainte de când sunteți Aurel Tămaș, cântărețul de muzică populară? Mult mai mulți, dar mult mai mulți oameni care te cunosc. Nu e atât de ușor să ți se întâmple treaba asta, pentru că vrând nevrând trebuie să fii un pic atent. Înțelegi? Sunt oameni care câteodată devin plictisitori când sunt preajma ta, alții sunt răutăcioși, alții vin că să te pupe, alții vin să-ți ceară ajutor și așa mai departe. Deci oarecum efervescența în jurul tău e în creștere, atâta timp cât oamenii ascultă și consumă ceea ce faci tu. Dar dacă ești un om normal și te comporți normal, cum ar trebui să se comporte un om, treci peste fiecare moment și
trebuie să dai atenție mai multă. Deci aici cred că li se întâmplă ceva în plus celor care urcă pe scenă și care cântă sau sunt actori. Sau... Trebuie să fie mai atenți, deci li se întâmplă ca efervescența din jurul lor să fie mai masivă, ca să spun așa, adică ceea ce, atenția indivizilor din jur ca număr e mai mare. Și atunci și tu, la rândul tău, ai un pic mai mult de muncă cu treaba asta. Dar nu cred că e ceva ieșit din comun. Luăm o pauză acum, după care vom reveni. Rămâneți cu noi! Invitatul meu de astăzi este nimeni altul decât interpretul de muzică populară, Aurel Tămaș. Domnule Tămaș, spuneați la un moment dat că ați avut unele piedici în momentul, în această ascensiune a dumneavoastră și acest lucru... Au încercat. Dar nu au reușit. Ați spus un lucru, i-ați depășit fără să semnalizați, am reținut această expresie a dumneavoastră. S-a rămas și cu carnetul, asta, cu linioară carnetul, asta e important. Dar acest succes pe care îl aveți și trebuie să recunoașteți că aveți succes și simțiți, cum l-ați simțit încă de la început? Succesul care a venit așa, a venit în timp sau a venit dintr-o dată? Păi, cred că după Cerbul de Aur, după festivalul de la Brașov și după prima filmare care am avut-o cu televiziunea publică, făcută la București, era de sărbătorile de Crăciun. Florentina Sadmari. Cred că de atunci mulți au început să spună, da, bă, ăsta o să ajungă, știu eu, om iubit de consumatorii de muzică și mai departe. Și asta s-a întâmplat. Pe urmă, muncă foarte multă. Deci, eu le-am spus celor care se îndreaptă înspre cântat să nu cumva să credeți că în viața asta o să aveți numai aplauze, toată lumea o să vie să vă ceară autografe, toată lumea, nu. Dacă muncești, deci eu zic așa, e 1% talent, 99% muncă. Cine îmi spune mie că poate fi invers? Nu. De exemplu, este când ai probleme cu vocea sau ești un pic răcit, tu trebuie să iei pe scenă să cânți o oră jumate. Eu n-am făcut playback în viața mea niciodată. Eventual la televiziune, când mă mai duc acolo, că ești obligat. Așa atunci cânt pe asta, că nu pot să mă exprim. Deci nu pot oarecum să mă impun asupra la ceea ce spun dacă eu dau din gură numai. Nu. E o modă la noi acum, dar încet oamenii și-au dat seama că au fost mințiți. Și inclusiv ăștia care organizează spectacole în țară, eu zic și chiar invit să nu dea ei bani pentru cei care vin să facă playback-uri și să dansează pe scenă. Să dea ei bani pentru munca care o depun acolo. Deci e o muncă. E o impunere, e o ardere în plus. Probabil și de-aia mulți care sunt în zona asta așa actoriei și a cântatului să strâng mai repede, pentru că arzi. Când te auzi pe scenă, nu ți-e tot una. Tot ce se întâmplă cu tine ca și, știu eu, ca și corp, ca și ăsta, arde de două ori. E clar. Inclusiv psihicul, inclusiv pompița, cred că bate altfel, adică muncește mai mult. Inclusiv creierul lucrează altfel. Asta e frumos ce se întâmplă, dar în același moment, e muncă, să știi. Deci... Domnule Tămaș, care a fost prima melodie pe care ați compus-o, prima melodie cu care ați ieșit în fața publicului? Băi, e foarte curios, pentru că nu mi-am dorit neapărat atunci când am început să scriu cântecele, știi, să gândesc cumva ceva, o strategie, nu. I-am dat drumul. Ce simțeam atunci? Bună ziua, oameni buni! Asta a fost piesa care, de fapt, a fost și titlul la primul disc. La prima placă, așa se zicea înainte, nu? Că erau alea de vinilin, cum era înainte, făcut la București, la Electrecul. Nu le facem reclamă, nu? Că nu știu dacă mai există. Deci asta a fost, până a fost Viață Trecătoare, până a fost Floare de Mălin, încă am râs, am fost în Moldova, undeva jovit o doamnă, vai, domnul Relu, atâta îmi place piesa aia, s-o mai cântați cu Floare de Măslin. Mulțumesc, doamnă, zic, suntem undeva pe malul Mării Egee, zic. Da, deci astea au fost niște piese care încet oamenii le-au fredonat și cei tineri și le fredonează și în ziua de astăzi și de acolo trebuie neapărat să fiu consecvent, că n-am avut ce face. Nu m-am putut opri, odată o să mă opresc. Nu vreau să ajung să cânt și să fiu hodorog, nu. Vreau să mă retrag undeva, să eventual să și mai scriu, dacă pot să-mi văd de bătrâneță. Vreau să-mi bătrânesc frumos, nu vreau să-mi bătrânesc curât. Mie îmi pare rău când îi văd pe oameni care sunt showbiz și
în cântat sau și în actorie, că îmbătrânesc urât. Încep să devină tot mai ursus, încep să devină tot mai, cum să spun, mai închis și așa mai departe. Nu. Când o să simt că e gata, pun punct și mă retrag și îmi văd de treabă. Vreau să fiu un bătrânel frumos ăsta vreo 50 de ani. Asta e. De unde vă culegeți piesele, domnule Tămaș? Sau ce vă inspiră? Trebuie să aveți o muză sau pur și simplu... Trăirea ardeleanului în spațiul ăsta Carpato-Danubianu Pontic. Trăirile ardeleanului. Dacă ardeleanul îl văd trist, mă gândesc așa, oare... Mă pune de mult în situația lui, știi? Oare cum ar vrea să descarce sufletește de tristețea pe care o are? Sau, de exemplu, bucuria. Stai un pic, oare cum ar fi mai frumos, de exemplu, să cânt o piesă de bucurie, de asta? Cum? Hai să încerc să o gândesc. Dragostea. Hai să zic, oare cum le-ar plăcea atât femeilor cât și bărbaților. Deci ceva în genul. Întotdeauna m-am gândit la ce se întâmplă în zona normalului și a naturalului. Și am scris pe hârtie și până acum sunt bucuros că mi-a ieșit. Și v-a ieșit pentru că aveți acest succes care, iată, nu se oprește și cred că veți continua, nu? Să compuneți, să ieșiți cu piese noi, cu albume noi. Da, nu o să mă opresc să mă duc la țară să văd ce îmi fac oile, porcul Mangalița, care era porcul nostru și aici aș vrea să punctăm un pic și să invit pe ardeleani și în special pe copii să... Fii atenți ce mănâncă, pentru că este foarte natural și foarte bun la noi, încă mai este. Și să fie foarte atenți, pentru că eu mi-aș dori ca neamul ăsta să rămână tot așa frumos. Eu mă mândresc că fac parte dintr-un neam frumos. Româncele m-am lăudat și mă laud și o să mă laud. Sunt printre cele mai frumoase femei din creația asta. Și cred că au rămas frumoase și le-aș dori să rămână frumoase, pentru că la noi s-a trăit natural, s-a trăit bine. Noi... Și înainte de 89, tot arată ăștia cu degetul. Nu s-a mâncat atâta, deci nu s-a adus de afară sau nu, cred că nu s-a consumat așa alimente care nici nu știi de fapt ce conțin sau ce se întâmplă. Vedem acum ce moli mi-apar, tot din alimentație, nu cumva să crezi că vine în altceva. Și invit pe tine să fie foarte atenți cu treaba asta. Nu trebuie să facă mari eforturi. Trebuie să fie un pic atenți la ce le se întâmplă, pentru că tot ce mănâncă, până la urmă se depune, vedem o grămadă de tineri care sunt deformați, am început să vedem cancere la copii, chiar discutam cu oameni care trudesc la oncologie aici la Cluj, deci să fie un pic mai atenți. Asta e un sfat pe care îl dau, pentru că e un pericol, înțelegeți? Acum să revenim la mine, sunt gata, deja 24 de piesă, un album dublu, ca să nu mai tot aștept, l-am strâns, nici nu somnul care să scot angro albume pe piață, nu, pentru că îți faci ție un deserviciu. Când scoți o piesă, piesa trebuie să spună ceva. Dacă te-o scoți numai ca să fie la număr pe CD-ul, nu o să spună nimic și încet, încet să diluează ceea ce faci și oamenii să vor reorienta în altă parte. Dacă tu vrei să rămâi acolo în sufletul omului ca și un om care aduci mesaje simpatice, aduci mesaje care ating corazonul, ca să spunem așa, atunci o să rămâi între ei. Dacă nu, ei o să treci pângă ei. A fost ăla. Nu-mi doresc așa ceva. De exemplu, în aceste piese, 24 la număr, pe care noastră le aveți gata pregătite, cui sunt adresate în mod direct? De la cel mic până la cel mare. Nu, eu n-am fost întotdeauna direcționat cu mesajul numai într-o parte, nu. Am vrut să mă duc în zona copiilor și încerc în spectacole să-i aduc pe copii lângă mine, să nu-i îndepărtez. Să mă duc și în zona maturilor, în zona femeilor frumoase, să mă duc în zona masculilor la care le mai place și câte un par și femeia frumoasă, să mă duc și în zona celor care suferă, să mă duc și în zona celor care au și care n-au. Deci, oarecum, am încercat să rămân tot așa, mai libertin în a aborda ideile. Nu sunt unidirecționat într-o parte, nu. Și nu vreau. Acasă este la Cluj-Napoca în acest moment, dar cât de mult sunteți plecat prin turnee sau, mă rog, la București sau în altă parte? Nu, eu sunt bucuros că tămășismele merg peste tot în țară. Merg în Moldova, merg în sudul țării, merg în Dobrogea, merg la București. Acasă-s acasă, sunt în România.
om care iubesc țara asta, nu sunt patriot din ăsta ultras, ca să spun așa, cum te văd pe unii spații, că să bat cu tegla în tep, că ești mari români. Nu, sunt un tip care iubesc țara asta, cu bunele și rele ei. Și mă simt bine oriunde. N-aș putea să stau în București, adică să locuiesc în București, pentru că sunt obișnuit aici. Îmi place aici, îmi place că mă salut cu oamenii, îmi place că mă întâlnesc la una mică, înțelegi? Îmi place că mă întâlnesc la o șuietă, la un banc, la o vorba aia. Îmi place că există totuși socializarea asta ardelenească care e plăcută. Și la noi mi-a apărut răutăți, mai vezi, dar totuși ardelenii cred că sunt mai deschiși, sunt mai natural. Îți iei mai înceți în a se exprima și în a vorbi, dar eu le-am spus la cei din București, bă, zic, tot ne arăta, spune, pe ardelean că suntem mai moi, așa. Da, mă, nu suntem mai moi, dar noi mai și judec. Înțeleg. Portul, hainele, ținuta pe care dumneavoastră o aveți, de unde? De unde le luați? E portul normal. La noi Ardealul a fost alb și negru. Asta a fost. Deci, a fost materialul ăla alb, care culmea, vedeți, inclusiv în port ne deosebim față de alte nații. Albul e curățenie. Nu? Pe urmă a venit broderajul ăla. La noi, broderajul făcut cu negru. Înțelegeți? O mai apărut și niște floriceale, depinde de la zonă la zonă. Deci ăsta e portul popular, dar eu, la mine e iar o altă chestie care mi se întâmplă, pentru că am mai compus și muzică ușoară, două albume de muzică ușoară care amândouă sunt premiate, nu știu ce, trebuie să fac un compromis, care oarecum îl asum. Mulți ar vrea să mă vadă numai în costum popular, alții, ce domnule, chiar îmi place că tu cânti muzica populară oarecum mai domnește, ca să spun așa, știți? Deci mai sunt și oameni care te privesc și în zona asta și chiar le place. Deci abordez o ținută din asta ca să pot cânta și populară și muzică ușoară. Să nu trebuiască să oprez, de exemplu, un spectacol la mijloc, să mă duc să mă îmbrăc în ținută de muzică ușoară. Și atunci vin într-o ținută din asta mai sobră și asta e. Încerc oarecum să împac și capra și fața. Bun, dar în tot acest timp, familia dumneavoastră, vorbiți-ne, sunteți căsătorit, aveți copii? Am un prunc care 100% ar putea cânta, dar nu vreau să îl împing cu forța în zona asta. Are atitudini astea sportive. Da. M-aș bucura să fie și un sportiv bun. Dacă o se placă să cânte, n-are decât. L-am văzut, aptitudini are. Deci oarecum sunt bucuros. Dar nu vreau neapărat să îl împing. Sunt mulți părinți care trăiesc în breaza asta, care vreau neapărat să-și facă, să-și împingă copiii spre cântat sau spre scenă. Nu, neapărat. Dacă el o să aibă că e mare și o să fie moment când o să vrea să se ducă, normal că o să-l sprijin. Dar nu vreau neapărat să-l împing. Nu vreau să-l văd care e el chemare pentru asta. Am văzut care e chemare, de exemplu, spre tenis de câmp. Foarte bine, rămâi acolo. În viață trebuie să faci ceea ce îți place, ceea ce crezi că să ai chemare, să simți că sufletește, poți să te bați în zona asta. Cum decurge o zi din viața dumneavoastră? O zi normală, obișnuită. Eu când îi văd pe alții că zic că n-au ce face și că n-au loc de muncă, nu înțeleg. Nu există. Că nu există. Că n-ai loc de muncă. Eu aici avem și un business de care nu vreau să vorbesc acum. Caut patiser, caut bucătar, caut ospătar și nu găsesc. Toți tinerii din ziua de astăzi vreau să fie cu 4-5 mastere, nu știu ce, cu 4-5 universități, facultăți terminate și merg în Spania și strâng căpșuni și cireașe cu patalamau acasă. Păi, ce-am făcut? Nu? Nu există că nu poți sau nu există că nu-ți găsești de muncă. Că nu-ți găsești de muncă ceea ce vrei tu, dar ea încearcă și mai mergi și muncești și altceva. Dom'le, nu-ți găsești de muncă în calculatoare? Du-te undeva și întreabă-l pe unul care are fermă. Dom'le, dacă poate chiar îți plac animalele, nu? Să zic, lasă-mă, domnule, că vreau să vii la dumneata să muncesc la ferma asta și să trăiesc, să încerc să câștig. Sau du-te, fă-te un bucătar, sau du-te, fă-te un frizer, sau du-te, fă-te un pantofar, sau du-te, fă altceva. Nu încerca oarecum, nu, la noi acum toată lumea calculatoare, toată lumea vrea să lucreze în IT, toată lumea, nu, să știți, e curios ce se întâmplă. Deci cum decurge o zi din viața dumneavoastră? Viața mea e foarte bine stabilită oarecum, cu o seară înainte am o agendă în care îmi notez ce ar trebui și, pe urmă, după masa, mă cam enervez că văd că jumătate aproximativ numai le-am rezolvat. Deci, dimineața, trezirea, când se pregătea și copilul să meargă la școală și am aici varianta asta de
business care trebuie să vin să mai dai cu ochiul și pe aici ce se întâmplă. Am la țară microferma aia pe care vreau oarecum să o dezvolt, înțelegeți? Pe urmă mă mai ocup și de programul ăsta care la sfârșit de săptămână întotdeauna e cu deplasări în ale cântatului. Deci în fiecare zi trebuie să faci câte ceva. Tata, Dumnezeu să-l ierte, avea o vorbă. Sara, când trebuie să te culci, ia, uită-te, sau trebuie să mănânci de cină, ia, uită-te un pic și vezi dacă merită să mănânci sau dacă ceea ce ai făcut în ziua respectivă plătește ce ai mâncat în ziua asta, sau dacă nu plătește, nu mai mânca de cină, bea un par de apă și te culcă. Și te gândește până tot 20 ce ai de făcut. Deci cam așa, eu cred că așa trebuie să judecă. Domnule Tămaș, ce apreciați dumneavoastră cel mai mult la o persoană? Fie ea femeie, fie bărbat. Nu-mi plac oamenii fățarnici. Deci nu-mi plac oamenii care în față încearcă să apară într-un fel și în dosă să altfel. Nu, nu-mi place fățărnicia, nu-mi place minciuna, nu-mi place prefăcătoria, îmi plac oamenii naturali, direcți, oamenii muncitori, înțelegi? Îmi plac oamenii sensibili, nu-mi place insensibilitatea, pentru că de acolo vin foarte multe, înțelegi? Îmi plac oamenii credincioși, creștinii, cred că bătălia finală va fi între creștini și ăia care nu ne iubesc pe noi, pe creștini. Voi rămâne un creștin și invit pe prunci să nu se ducă înspre Satana și înspre a-l idolatriza pe dracu. Nu, să rămână creștin. Deci, asta îmi place. Îmi place să văd omul normal, chiar cu bunile și relele lui. Nu suntem perfecți. De-aia e frumoasă creația asta, pentru că suntem diferiți. Asta e. Îmi place viața, îmi place să trăiesc. Invit pe tineri să trăiască viața, să nu se arunce de la etaje, că nu rezolvă nimic. Chiar dacă au greutăți, să încearce să și le rezolve ei, cu cei din jur, nu să-și întrerupă, să stângă becul și să-și întrerupă viața, nu, e păcat când vezi chestii de genul ăsta. Alea-s păcate, dacă și le asume treaba lor, dar invit să nu-și asume asemenea gesturi, să-și asume lupta cu viața, cel mai important lucru. Credeți că această celebritate a dumneavoastră, din câte simțiți și dacă e să aruncați o privire peste timp, v-a schimbat într-un anumit fel? Nu, m-a făcut să fiu mai atent. Cu cine? Cu mine. M-a făcut să fiu mai aglomerat cu mine și cu mine și cu cei din jur, că asta îi, trebuie să asum. Nu că celebritatea, v-am zis, nu-i atât de grea, pentru că până la urmă te obișnuiești, nu? Ca și calul, cum să-ți vine la țară, să obișnuiești cu amul până la urmă, asta e. Dar nu, trebuie să-ți asumi, dar trebuie să rămâi om normal. Trebuie să rămâi un om normal și dacă ți-ai asumat, muncește, zbate-te, asta e. Nu? Prietenii, familia vă reproșează uneori că stați prea puțin sau... Nu, păi acum, sigur că... Eu am spus o chestie foarte interesantă. Săracul, deci omul care are mai puțin, poate că trăiește mai liniștit. E clar. Pentru că nu are atâta zbatere, nu e atât de ocupat. Care are mai mult, are mai multe probleme. Deci, vedeți oarecum, extremele niciodată nu-s ok. Trebuie să fii acolo în zona de mijloc, înțelegi? Să-ți asumi tot ceea ce ți se întâmplă. Dar în același moment, să fii optimist și să iubești viața. Să iubești tot ce ți se întâmplă. Dumnezeu ne-a adus pe pământul ăsta, ne lasă aici cât o să mai vrea El, să iubim viața, să iubim aproapele, să fim, să ne zbatem. Asta e. Dar, acum, cum să spun, dacă, de exemplu, îi vezi pe alții că te privesc ujind, că, nu, poate că ai acumulat un pic mai mult. Mie mi-e ciudă pentru aia care au acumulat și n-au muncit, au acumulat altfel. Dar îi admir pe aia care au acumulat și au muncit. Înțelegi? Așa că, nu știu, cred că trebuie să ne asumăm și aia care nu avem și aia care avem, să ne asumăm ce ni se întâmplă, ce mai important lucru. Concediile, unde obișnuiți să vi le petreceți? Sau timpul liber, unde vă place să mergeți în timpul liber? Avem o țară atât de frumoasă și încă pot să o spun, fără a greși, nu cunoaștem încă România. Atâtea lucruri frumoase sunt și locuri frumoase sunt în țara asta, nu de mult acum a fost în Bucovina. Nu știu, trec atâtea ori pe acolo, dar întotdeauna găsesc câte ceva în plus.
nu-i pot admira și nici nu vreau să discut, dar haide să discutăm totuși pe oamenii care sunt gomoși și care au foarte mulți bani și ei se duc nu știu pe unde și lasă zeci de mii de euro pe acolo, că ei zice că se duc în concedii pe afară. De exemplu, îmi place schiul. Dacă nu a fost zăpadă la noi, dacă n-am găsit, normal că am fugit până la austriaci pentru copil și pentru ăsta să mergem la schi. Dar în rest, prefer să mă duc pe litoralul românesc și acolo sunt locuri frumoase, sunt locuri îngrijite, puse la punct, dar sunt și locuri în care nu poți să te duci să te simți bine. Asta e, nu? Încet, încet, multe locuri și la noi se vor pune la punct, pentru că trăim într-o lume în care dacă nu-ți faci treaba și dacă locația în care ai deschis-o nu-i pusă la punct, oamenii nu o să vină. Te pune în situația să pui mâna și să faci ca omul care vine acolo să fie plăcut surprins, să-i placă și așa mai departe. Deci și în zona serviciilor noi o să ne punem la punct. Deci prefer în concedii să stau mai mult în România. Prefer. Dacă se întâmplă și Consiliul de Familie hotărăște altceva, ne mai depăsăm. Dar nu de ordinul cum aud și cum îi văd pe alții că... Să înțeleg că nici măcar nu v-a trecut vreodată prin minte că ați putea să vă mutați într-o altă țară, să vă stabiliți acolo. Nu. Cine spune treaba asta, nu știu, abar n-am. Nu-i pot înțelege. Dacă te duci într-un business, te duci să muncești undeva, da. Dar eu n-aș putea trăi în altă parte. Cum să trăiesc în altă parte? Cu ce? Întru ce? Să mă trezesc în casă și să nu pot saluta cu vecinul? Dimineață când ies din casă? Sau, cum să vă spun, să nu ies eu pe floașter în Cluj, cum se spune la noi, să mă întâlnesc cu un prieten, să... Cum? De ce trebuie neapărat? Noi suntem latini, noi suntem un popor care suntem sociabili, suntem un popor care ne place să trăim viața, poate mai intens ca și alții. Nu putem să fim reci. Cum? Cum să mă duc în altă parte? Unde? Și chiar în Spania, sau în țările astea latine, să mă mut. No, poate că m-aș duce să văd, să... Asta, dar nu o să trăiesc acolo. N-aș putea să mă dezrădăcinez așa. Ăsta e un șoc care se întâmplă oamenilor. Mulți zic, domnule, dacă am mai mulți bani, ok, da, dar sufletește, oarecum ești afectat. Stă acolo și se gândește la maică să acasă în fiecare seară, vă spun eu. Ești mai gol din punct de vedere sufletesc, este adevărat. Am o curiozitate, domnule Tămaș, cât timp vă ia să dați gata o piesă? De la cap la coadă, acum, în acest moment, la nivelul la care sunteți dumneavoastră. Mult, 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 pentru că am zis, nu-mi place. De exemplu, este piesa la care lucrez la text. Astăzi s-a așezat și calm și liniștit și iau și văd, aici ar fi bine să sune așa. Mâine s-ar putea să revin. Deci nu las. Și acum sunt piese care sunt imprimate și mă gândesc că totuși exprimarea aia s-ar putea întâmpla să fie mai ok sau mai faină dacă revin asupra ei. Deci nu las piesele să iasă până când, nu știu, na, acum da. Hai să vedem cum ar gândi-o ăla. Sau hai să vedem cum ar accepta-o ăla, știți? Și atunci oarecum găsesc calea de mijloc. Deci nu-mi place să dau drumul la piesă așa numai ca să-i dau drumul. Pe când preconizați totuși că aceste piese vor ajunge la public? Asta, albumul e gata de anul trecut și vă dați seama. De anul trecut, din vară, e terminat și încă n-am apucat să scot. Încă tot încerc să văd. Am mai și aruncat pe piață așa câte una să văd care-i reacția. Care e receptorul, ce zice, da, sunt ok, dar încă mai am de lucru la ele, mai am de lucru încă, deci nu e atât de ușor, care judecă ușor și superficial, ce li se întâmplă, e de așteptat, nu vreau așa. E muzică populară, ceea ce aveți dumneavoastră gata pregătit? Muzică populară, jocuri populare, piesă din zona de Câmpia Transilvaniei, Doine, deci tot ceea ce are oarecum ca și bogăție zona asta noastră, care e frumoasă, poate între cele mai bogate zone în exprimare. Câmpia Transilvania, Ardealul, Transilvania în general. Suntem mult mai diversificată tematica la noi, înțelegeți? Inclusiv ritmica, inclusiv tot e un pic mai divers. Și e plăcut să trăiești în Transilvania și în Ardeal cu asemenea diversitate. Există în anumite zone, mă refer în zona rurală, persoane care știu să cânte, știu, vă întâlniți, intenționați să-i cunoaște sau ați cunoscut astfel de persoane cu care să vă sfătuiți, de la care să luați anumite ritmuri sau, mă rog, note, mă ajutați noastră? Da, nu, sunt, am piesă care, de exemplu, sunt oameni care mi le trimit, nu mă găsesc în poștă, domnule, am asta, uite,
nu vreți să vă aplicați asupra ei. Sunt oameni care îmi trimit și mă mai duc acolo și mă mai întâlnesc cu ei. Mai sunt invitat la fel de fel de sărbători de astea de ale comunilor, ale localităților și mă duc acolo și vin la mine. Nu sunt tip care nu-mi place. I-am văzut pe alții că merg cu bodyguards după ei, cu nu știu ce. E o nebunie, dar nu înțeleg pentru ce. Tu nu trebuie să te depărtezi de receptor. Tu ca emițător, tu trebuie să-l vezi, trebuie să simți cum te simte, ca să știi ce poți să-i oferi. Și așa mai departe. Eu când îi văd pe ăștia că mai vin fătucăle astea de pe la București, cu mai mult dezbrăcate decât îmbrăcate, n-am nimic cu ele. Chiar le admir că sunt frumoase, dar să meargă când se face concurs de fotomodele, să meargă, știu eu, când se vor face, acum am înțeles că apare noua modă în costumele de baie, nicio problemă. Îmi place să admir femeia. Și îmbrăcată și dezbrăcată, o spun direct, că nu sunt un tip care... Dar de acolo până când există și combinația asta mai curioasă acum în zona tineretului, să fie și un pic sexy. Foarte bine, nicio problemă, dar să nu fie prea, înțelegeți. Ce le-ați transmite dumneavoastră acum oamenilor care vă iubesc, care vă îndrăgesc, care vă fredonează piesele? Ce să le transmit? Odată să fie sănătoși. Le doresc să fie sănătoși. Tuturor. Și sexului frumos și masculilor să fie sănătoși în primul rând. Asta e una. Doi, să iubească viața așa cum e. Să poate întâmpla în viață, de exemplu, câteodată să ai coborâri, dar roata se învârte. Urmează și urcușul. E clar. Cum de fapt este urcuș și va veni și coborâșul, cum se spune la noi. Pe urmă, să încerce să rămâie creștini, pentru că e foarte important că de acolo din învățămintele alea, dacă stăm un pic și analizăm, putem oarecum să creionăm și perspectiva și să gândim și înspre viitor. Să ne educăm copiii în spiritul în care și noi am fost educați, înspre muncă, înspre respect, înspre bun simț, și atunci toate o să le meargă și lor bine. Și dacă mai au timp să mai asculte și Tămaș sau să vie la un spectacol, să vie, că îi aștept. Înțelegeți? Să avem un an bun, să fie o vară frumoasă, să fie departe necazurile pe care le vedem că li se întâmplă altora. Până acum, oarecum, se întâmplă departe de noi. Sperăm totuși că suntem un popor care cred că și divinitatea ne iubește. Și poate că ne iubește pentru faptul că suntem buni, nu suntem un popor rău. N-am vrut rău niciodată, nimănui. Și dacă o să se uite la voi la televizor, să se uite cât mai des, dacă mi stema și dacă o să ne mai facem întâlniri de genul ăsta, o să vă răspund cu plăcere, una cu alta să ne trăim viața, să iubim viața și aplaud și respect gestul pe care l-ați făcut, să veniți să discutăm o oră ca să ne vadă lumea și să vadă lumea ce se mai întâmplă cu Tămaș și pe voi, iar la rândul vostru, să vă admire pentru gestul care l-ați făcut. Că l-ați dus pe Tămaș în televizor la ei în casă. La Transilvania Channel, dar e o plăcere să stai de vorbă cu Aurel Tămaș și ar fi putut continua... E un pic matinal, că dimineața așa am multe, că am ști, dar e bine, cred că am ieșit bine. Foarte bine. Aici punem punct. Ne despărțim de Aurel Tămaș cu o nouă ediție a emisiunii Dincolo de Succes. Vă dau întâlnire miercurea viitoare, începând cu aceeași oră 20. Să aveți parte de o seară excelentă. Numai bine!